Bună seara, sunt Ioana Ciurlea, mă bucur să ne reîntâlnim la Scenă Deschisă. O am invitată pe actrița Rodica Mandache. Mă bucur foarte mult, doamnă, că ați putut veni. Prima oară când ne-am întâlnit în realitate, nu știu dacă țineți minte, nu s-a întâmplat de mult, dar s-a întâmplat așa, v-am văzut, aș fi vrut să vă spun multe lucruri, n-am îndrăznit, aș fi vrut să vă și invit la Scenă Deschisă, dar n-am îndrăznit, s-a întâmplat la premiile Gopo. Și am putut doar să vin la dumneavoastră și să vă spun, vă ador. Și m-am gândit pe moment, nu fi prea mult? Apoi am spus că sunteți un om obișnuit cu publicul, cu complimentele. Mă întreb însă acum, cât de des vă treziți cu lucruri spuse așa de nicăieri? Cu complimente, poate? Te trezești. Când ești foarte tânăr, le dorești. Pe urmă, când vin, știi că lucrurile s-au așezat și că nu mai ești tânăr. Eu am avut noroc în mare, eu am avut foarte mare noroc. Am jucat tot timpul și am fost o actriță care a, hai să spunem, populară, dar nu foarte. Nu ca ceilalți care au pe drum, vorbeam despre Florin Piersic. Florin Piersic, în clipa când apare, în toți oamenii sunt din jur, se întâmplă o reacție chimică. Ei pățesc ceva. Lor li se întâmplă ceva. Și ei sunt... Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, pentru această reacție chimică care se întâmplă în ei. Ori ăștia sunt rari. Uh-huh. Nu știu din ce vine. Nu știu, chiar nu știu. Îl cunosc bine pe Florin Piersic. Pot să spun că nu e dintr-un aluat omenesc. El e dintr-un aluat de semizeu. Adică jumate om, jumate altceva. Pentru că altfel nu se explică transformarea asta a oamenilor în clipa când îl privesc. Dacă el vine la un spectacol de-al meu și stă în sală, a distrus spectacolul, pentru că oamenii nu mai pot să se uite la spectacol. Vă plac complimentele? Sau uneori... E ceva dual. Îți plac complimentele foarte mult... Dar ca și înjurăturile, se recepționează greu. E greu să... Că trebuie să faci ceva. Să trebuie să le primești, fel. Trebuie să dai ceva înapoi, trebuie și îți dorești să fii la înălțimea... știi, dacă spui că o fată frumoasă trece printr-un hol unde sunt numai personalități, se oprește la tine și îți spune vă ador. V-ați simțit de multe ori în viața asta cea mai tare din parcare? Eu nu m-am simțit niciodată pentru niciodată. Că eu sunt foarte nesigură. Sunt foarte sigură pe mine ce știu, ce pot să fac, ce vreau să fac, ce iubesc, ce doresc. În Biblie se spune că cel mai mare păcat e vanitatea. Ei, vanitatea asta, am fost foarte norocoasă, am avut parte de foarte multe lucruri bune, de parteneri extraordinari, de regizori care au lucrat, de piese frumoase, dar... vanitatea asta, dacă nu aveam, poate că cine știe. Pentru că ați adus vorba rapid de Florin Piersic, dumneavoastră sunteți cumva în memoria colectivă doruleț din Visul unei nopți de iarnă. A rămas cumva cu dumneavoastră, chiar dacă ați avut atât de multe roluri, ați avut roluri în peste 50 de piese de teatru, sunt doar cele pe care am putut eu să le număr, pentru că există undeva pe internet. Cele mai bune, cele mai roluri în mari. 30 de filme. Deci ați fost atât de multe personaje și totuși doruleț a rămas cu dumneavoastră. Asta e un noroc, știi, pentru o actriță să aibă un rol la care te
în clipa când o vezi, imediat spui, e un noroc. Așa multe generații, de la cei de 8 ani până la cei de 80, te văd și se bucură. Piesa e foarte frumoasă, Mușatescu a scris o piesă extraordinară și cu mari, mari probleme, pentru că e foarte greu să distribui doi actori în piesa asta. Ea trebuie să fie și cea din Mahala și cea care face față în alta societate. Trebuie să fie și cea copil de Mahala, dar și femeia pe care, de care se îndrăgostește acest curăr, acest scriitor care e visat de toate femeile. E greu de găsit. E foarte greu de găsit. Am mai făcut pieza și cu Pino Caramitru la radio. Florin nu era în țară sau... și era muzicală. Și ce v-am spus eu acum despre rol, mi-a spus Pino ducându-mă acasă după imprimare. Poate deveni un rol care se lipește de tine la un moment dat și o corvoadă sau ceva ce... Da. Da? Da, da. Este un rol bun, un rol pe care îl joci, care ți iese și ești perfect în rol. Pune stăpânire pe tine și după aceea 5-10 ani tu nu mai joci altceva. Eu n-am avut asta pentru că a trebuit să mă lupt într-un fel. Nu am fost distribuită după aceea într-un rol asemănător cu... Și nici nu poate să fie, pentru că nu poți să-l mai găsești în altă parte. Dar am jucat roluri foarte frumoase. Eu am fost o luptătoare, am fost norocoasă, foarte norocoasă, dar pare că mi-a mers așa din plin, nu mi-a mers din plin. Eu m-am târât pe coate în tranșee, nu, n-a fost ușor. N-a fost ușor și poate asta m-a salvat. Spuneți asta când vă gândiți la parcursul dumneavoastră, la carieră sau la viață, pur și simplu? Da, da, da. Deși din 5 în 5 ani... Hai să nu spun mai des, dar din 5 în 5 ani am avut acel rol care, despre care măcar o lună de zile, un an, s-a spus numai apa să-l joace. Măcar atâta. Și greu după aceea să fie... Vreau să le spun telespectatorilor măcar câteva din filmele în care ați jucat. Poate unul dintre ei nu știu. Eu n-am făcut o carieră foarte... fructuoasă, așa, în film. Adică am jucat roluri frumoase, am jucat în multe filme, Fată nostimă, Cârnă cu grobițe în obraz, dar nu pot să spun că e orice fetiță de liceu, pe vremea mea, vroia să fie actriță și dacă vroia să fie actriță, vroia să facă film. Și înainte de 90, noi am avut o cinematografie foarte demnă și foarte respectabilă. Regizori foarte buni, actori foarte buni, chiar dacă subiectele erau de multe ori atingeau lucruri cu care nici nu poți fi de acord, dar adevărul exista. Adică dacă eu mă gândesc la Dan Nuțu în duminică la ora 6, unde el era un băiat care murea din cauza că împrăștia niște, cum se cheamă, manifeste și l-au prins cu mașina și... Dar era o problemă de viață și datorită lui Pintilie, lui Dan Nuțu, Irinei Petrescu, este filmul meu preferat. Eu ăla aș fi vrut să-l fac, acolo aș fi vrut să fiu și are un adevăr atât de dureros încât dacă tu vrei, poți să transpui
în altă parte, în altă realitate, adică scenariul să fie despre altceva mai important și mai așa, dar ei aveau calitatea asta, toți regizorii și toți actorii buni, să transforme în adevăr. Și să știi cum e grâu și cu neghină. Ei, în scenariile astea se alegea, se arunca neghina și rămânea adevărul. Pentru că trebuie să fi fost și ceva, dacă făceai un film despre Lupin 29, trebuie să fi fost și un adevăr acolo. Că a fost. Când, poate că și minciunile erau în neghina aceea, dar unele nu erau. Sunt curioasă, după ce ai roluri în filme precum Astă seară dansăm în familie, Un comisar acuză, Iarna bobocilor, Neamărin miliardar, Buletin de București, Căsătorie cu repetiție și sunt doar câteva exemple. După ce ai trecut prin toate aceste roluri, poți spune și multe, multe altele, poți oare spune că în viața reală poți să nu joci un rol? Sunt foarte curioasă cum se raportează o actriță mare la viața reală. Dincolo de scenă. E fiecare cum e construit. Fiecare om e cum e construit. E greu, pentru că fiecare actor, aici are un criminal, aici are cenușărea sa, aici are un partizan, aici are Vlai cu Vodă. E greu, pentru că bucățile alea rămân, ele sunt cum rămân bacteriile, știi, pun stăpânire pe tine. Nu e așa de ușor. Dar Dumnezeu are grijă de fiecare meserie, iar de actorie în mod special, îi plac, cred că, actorii, muzica, simțiți teatru asta? Și da. Că vă iubește Dumnezeu. Da, da. Da, pentru că în clipa când mă duc la teatru și văd ceva minunat, mă uit în jur și simt că fiecare are inima, că vibrează și că trăim toți aceeași bucurie. Și am văzut nu de mult Pescărușul la Teatrul Național, pus de un regizor tânăr, Rebeleanu, Eugen Rebeleanu. Și spectacolul mi-a plăcut foarte mult mie. Probabil că unora le-a plăcut, altora nu le-a plăcut, unii, dar toată lumea a rămas pe scările mari o oră și a discutat despre spectacol. Toată lumea și mai ales cei tineri, pentru că era prima dată când li se oferea, nu prima dată, una din dățile în care li se oferea un material de discuție. Adică chiar dacă nu ești de acord, pentru că e un manifest o direcție homosexuală, dar e ca la Almodovar. Adică înțelegi că mai există și alți oameni cu alte probleme, care sunt singuri, îndurerați, care au fost rejectați și care trebuie să-i înțelegi și să-i ajuți să fie lângă tine. Și care, în definitiv, își doresc acceptare. Și asta s-a discutat în ora aceea pe scări, cu pro și contra, că așa trebuie, dar teatru are o foarte mare influență asupra societății, asupra oamenilor, asupra comunicării. Și atunci nu se poate ca lui Dumnezeu, că asta m-ați întrebat, să nu-i placă. Doamna Mandache, vă apropiați de 80 de ani. Jucați în continuare, sunteți foarte activă. Dacă n-ați mai juca, cum ar fi? Ce ați simți? Nu știu, am să văd atunci. Nu-mi spun dinainte cum o să fie. Fiecare e cu norocul lui.
cât îi dă, câtă energie ai, câtă generozitate. Am văzut-o pe Leslie Caron acum, aș cred că, dacă eu am apropiat 20 de ani, păi ea se apropie de... Ce se apropie? A trecut de 90 și era extraordinară. Avea o bucurie a lucrurilor, avea ce să povestească, avea o bucurie a oamenilor, povestea despre toate marile vedete cu care lucrase. Despre ea se spunea că e franțuzoaica de la Hollywood și americanca la Paris. Adică a jucat în toate țările, știa toate limbile, știa să danseze extraordinar, era balerină, să cânte, o actriță de dramă foarte bună. Nu era cea mai frumoasă, nu era cea mai înaltă, nu era cea mai subțire, nu era... calitatea ei era cea de dinăuntru ei, ascunsă bine. Ați intrat prima oară într-un teatru la 3 ani. Erați de mână cu mama dumneavoastră, da. O mamă tânără. Foarte tânără. Și ați povestit de multe ori. Mama era cu 18 ani mai mare decât mine, deci era și ea. Își trăia copilăria... Alături de un copil. Da, da. Ați povestit că atunci, țineți minte, că v-ați îndrăgostit pur și simplu. 3, 4, 5 ani, că, te vezi, acum când îmi spui 3 ani, parcă mi se pare puțin. Dar cam așa era, 3-4 ani. Pentru că pe urmă s-au născut, am fost 4 copii și pe urmă s-au născut, că eram singură. Deci așa e. Ați simțit atunci ceva special pentru locul în care ați intrat? Spectacolele și cât am fost studentă. Și cât am fost studentă, deci multă vreme, spectacolele erau făcute ca să vrăjească. Trebuiau să te vrăjească. Să te vrăjească însemna lumina era făcută întotdeauna de făcătorul de lumini, era un vrăjitor. Trebuia să facă din lumină acel spațiu în care omul începe să viseze. Dar mi-te un copil. Pe urmă era la teatru, eu sunt din Iași și la teatru din Iași, care este cel mai frumos dintre cele mai frumoase, nu se vorbea tare, se vorbea în șoaptă. Se aștepta evenimentul de pe scenă. Irina Păcurariu mi-a luat un interviu în august și mi-a făcut bucuria să mă ducă pe scenă, să-mi arate din nou cortina, să-mi arate... Pentru că în teatru din Iași, oricine intră sau povestește, are lacrimi în ochi. Frumusețea îți aduce, te face să plângi. Dumneavoastră mai simțiți emoția atât de puternică și acum când intrați în teatru? La fel. La fel. La fel. Când joc, în orice caz, e un sfert de oră înainte de spectacol în care mă termin și renasc și iarăși mă topesc și iarăși, un sfert de oră e foarte dureros. De asta îți cauți puterea la ceilalți. În Melania a intrat Marius Manole și asta mă face să am putere triplă. Sunt parteneri care îți dau putere triplă. Numai pentru că sunt acolo. Numai pentru că sunt acolo. Și cred că el a știut asta și... Cât de dificil este, m-am întrebat tot timpul asta, cât de dificil este să memorezi atât de mult, așa cum fac actorii? Sunt piese lungi, piese grele? Nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că eu acum joc într-adevăr niște roluri foarte lungi, adică în ultimii 10 ani niște texte foarte, foarte grele și lungi. Se întâmplă, e ca în calculator, bagi un program și trebuie să-l scoți ca să-l bagi pe celălalt.
Nu poți să le pui pe toate. Exact, și asta era curiozitatea și atunci, mea. Și atunci trebuie să ai o politică ta, o strategie în care să, pentru că de multe ori spui o replică care seamănă cu una din altă piesă și urmează altceva, dar asta când ești ca mine, la vârsta mea, și ai atât de multe lucruri în cap. Când ești tânăr, mie mi-e dor de mine de când eram tânără și urcasem pe scenă, pentru că totul era un farmec covârșitor. Și eu spre ceilalți și ceilalți spre mine. Dumneavoastră, când ați hotărât să o faceți actriță, să mergeți la școală pentru asta, ați avut mai mult sprijinul tatălui, despre care ați tot spus că era tata un om era foarte un om blând. Tare bun și mama era o femeie foarte severă. Și poate că era o uniune bună, că noi toți am ieșit așa cum trebuie. I-am spus tatii că o să plec la București la facultate, știind că el e atât de bun și... Nu va spune nu. Nu că nu va spune, că n-au spus da, de, pentru că le era frică că o să plec, eram săraci. Lumea era foarte săracă în acea perioadă și era o problemă foarte gravă să plece copilul de lângă tine. Eu am avut o copilărie minunată. Și să nu știi ce o să îi se întâmple și le era frică de vari pericole și așa cum e și astăzi. Sigur. Așa cum e și astăzi. Dar am avut succes foarte repede și m-am gândit de multe ori că i-am răsplătit. Pentru că întâmplarea a făcut că s-a îmbolnăvit o actriță uriașă și nu puteai să fii decât inconștient ca să intri în locul ei. Asta era în primul an de facultate, da, nu-i da, așa? Da. Și atunci dumneavoastră ați primit un rol principal. Rolul principal din piesă și în jurul meu erau toți actorii mari din Teatrul Național. Lasă că eu credeam că pe mine mă așteptau. N-am avut frică sau am avut colegi care aveau niște emoții paralizante. N-am avut. Poate asta e norocul. Dar o vedeți acum ca pe un gest de irresponsabilitate că v-ați înhămat la așa ceva? Nu de irresponsabilitate. Irresponsabil era faptul că eu credeam că ei m-au așteptat pe mine. Dacă poți să spui că e irresponsabil. Nu, așa era. Adică eu am crezut că sunt viitorul Teatrului Românesc. Vă iubeați și... foarte mult. Vă iubeați nu, foarte mult. Nu era asta. Nu. Adică credeam că eu sunt acolo și tot ce fac este ceva zeesc. Mai povestim despre asta. Acum ne întrerupe o pauză de publicitate. Trebuie să o luăm. Revenim imediat. Am revenit la Scenă Deschisă și stăm de vorbă cu actrița Rodica Mandache. Povesteam despre primul rol mare, rol principal pe care l-ați primit în primul an de facultate dintr-o întâmplare și despre faptul că... Totul este întâmplare în meseria asta. Totul este... Nu știi de unde vine, de ce vine, că de multe ori spui, uite măi, ce talentată e fetița aceea și uite cum așteaptă de 7 ani de zile și nu o ia nimeni. Sau spui, uite-te cum a luat-o pe asta imediat. Și credeți că cei care așteaptă prea mult momentul ăla, în care se simtă că li se împlinește ceea ce visează, ceea ce își doresc, dacă nu li se întâmplă lucrul ăsta prea repede, ține tot de întâmplare? Sigur. Dar
într-un fel să știi că e un noroc să nu ți se întâmple prea repede. Eu sunt dintr-o generație uluitoare. Valeria Seciu, Mariana Mihuț, Florina Cercel, Caramitru, Ogășanu, Costel Constantin, Violeta Popescu, Mircea Andreescu. Bineînțeles că nu o să-i spun pe toți, pentru că toți erau extraordinari. Iancu Lucian de la Constanța, Ovidiu Iul Moldovan, mulți, toți eram buni. Și asta ne-a făcut bine nouă personal, pentru că creșteai într-o grădină unde nu erau decât lucruri de soi. Asta în primul rând. Sigur că peste totdeauna există invidie, totdeauna există răutate, totdeauna există toate necăjelile, dar la alt nivel și altfel. Altfel. Am crescut, ăsta a fost norocul cel mare, că am trăit într-o generație foarte talentată. Al doilea e că am avut profesori incredibili, că am jucat la Teatrul Național de la început, toți 4 ani, că pe urmă am jucat un an jumate la Teatrul Național din Iași, unde erau niște actori atât de mari. Sigur că eu puteam, mă rog, a fost un noroc că am fost un an jumate la Teatrul Național din Iași, pentru că am jucat cu actorii pe care îi vedeam când eram copil. Și până am plecat de acolo, ei au rămas la fel de uriași ca atunci când eram în sală și eram mică. Pentru că așa erau. Erau niște, că nici nu vreau să plece în altă parte, nu vreau să fie în capitală. Vă văd foarte prietenă cu tinerii actori, vă văd la foarte mulți actori pe rețelele de socializare, vă distrați, râdeți împreună. Pare că sunteți foarte apropiată de ei și că rezonați cu ei. Să știi că eu n-am nicio calitate aici. Calitatea e la ei. Ei m-au primit în lumea lor. Știi? Ei m-au primit în lumea lor, nu eu sunt regina ostrogoților și ei mă iubesc pe mine. Nu. Nu, ei m-au primit și eu un noroc al meu. Dar știți că foarte multă lume, fie că vorbim aici despre oameni care v-au văzut în anumite contexte, fie că vorbim despre oameni care vă cunosc bine, fie că vorbim despre jurnaliști care vă pot privi cumva nu, de la o anumită distanță, toți acești oameni spun despre dumneavoastră că sunteți veselă și dulce. Am citit multe interviuri pe care le-ați dat de-a lungul timpului. Da. Una dintre cele mai vesele. Da? Da. Și e un paradox aici, pentru că pe de altă parte știu că vi se spunea la un moment dat viperel. Da. De ce? E vorba de o replică foarte acidă, e vorba că ții, uite, aici e un loc unde țin la mine, pentru că fac mereu curat în relația cu celălalt. Știi, spui, nu-mi plac unghiile tale. Lucrurilor pe nume. Nu știu dacă e pe nume. Eu mă gândesc, dar imediat aduci ceva. Știi, nu spui numai ce prost ai citit sau ce urâtă rochie ai sau aduci ceva, dăruiești ceva în clipa când spui asta. Adică nu-mi plac unii, dar eu am să-ți aduc ceva și ai să vezi că o să-ți vină mai bine. Tu poți să nu fii de acord, dar eu am făcut schimb, cred că asta e. De aici. Mereu să spui, de pildă joc la teatru mic, în legături primejdioase, e o trupă tânără a teatrului care este extraordinară. Trei băieți, adică Florinel Piersic e de fapt și el plecat dintre ăștia tineri, adică nu îl trec acolo. Dar ei sunt și îmi place să joc acolo
pentru că mă simt și vinovată chiar, pentru că în clipa când joc cu ei, ei intră în vraja aceea care mi-o dau mie, pe care eu aștept de la spectatori, care mi-o dau mie. Și câteodată mă gândesc că nu sunt atât de fermecătoare, știi, dar ei sunt. Și atunci mă hrănesc și eu din farmecul lor. Fica dumneavoastră este regizor. La un moment dat ați jucat într-o piesă regizată de ea. Cum a fost pentru dumneavoastră? Am jucat de mai multe ori în regia ei. Prima dată când am jucat, n-am fost o mamă bună, deși m-am străduit. N-am știut să fiu, sau egoismul meu din cauza meseriei, sau nu numai din cauza meseriei, m-a făcut să fiu într-un fel anume și să sufăr și să mă simt vinovată. Jucam într-o piesă și la un moment dat nu știam să fac scena aceea. Și am auzit-o spunând, să știi că e o scenă de nebunie. Era o profesoară. Și așa fericită am fost că mi-a dat cheia și m-am dus acasă și m-am gândit. Și a doua zi am venit cu tancuri și cu tunuri. Așa, așa am făcut scena cu o muniție uriașă. Și am auzit-o spunând, dar nu-i nebunia reginei Margaret. Este nebunia unei profesoare care se lovește de trădare. Și atunci am zis că ea, uite, a crescut, pe urmă a pus bine piesa aceea și a avut premieră piesa într-un oraș, la Bacău. Și am fost atât de fericită, jucam cu studenții mei, și am fost atât de fericită că am spus tot textul, că ei au jucat bine, că și ne bucuram pe scenă. Cu un ochi pe care îl ai în plus de ăștia doi, totdeauna, am văzut-o pe ea venind din fundul scenei spre... din fundul sălii spre scenă. Dar cum e o fotogramă așa care se pierde. Și mă bucuram mai departe cu studenții mei. Și când s-a tras cortina, ea a venit dintr-un colț și mi-a zis, să știi că a fost și premiera mea, o uitasem. Și mi s-a întâmplat de multe ori, dar ea e mai echilibrată, mai armonioasă și m-a iertat întotdeauna. V-ați dorit să puteți face mai mult în relația cu ea? Adică, atunci când spuneți n-am fost o mamă bună, e ceva ce vă asumați pur și simplu sau e ceva ce vă doare? E ceva ce te doare pe orice mamă. Asta am mai povestit. Veneam de la Timișoara și eram cu o doamnă în vagonul de dormit și când te trezești, vorbești. Și era 90, 91, 92, 93, cam așa, și ea povestea despre fetiță. Era o femeie, o categorie socială joasă. Nu spun că e în sens peiorativ, sigur, dar e și... Mi-a povestit de fetița ei, care acum, pe vremea aia, 90-93, era mult, face facultatea la Bonn și a făcut un curs în Franța și acum o să facă unul în Polonia sau nu știu, nu cred că Polonia, cred că toate țările erau celelalte și am întrebat cum. Cum s-a întâmplat asta? Și ea mi-a spus, eu am găsit, ea n-a vrut deloc la început, a fost o mare disperare și eu am început să învăț cu ea, de-aia am specificat că era o femeie nu foarte cultivată.
și am învățat cu ea împreună până a început să-i placă. Aceea era o mamă bună. Eu n-am făcut asta. Dar probabil că au fost alte lucruri care au făcut. Eu sunt foarte mulțumită de fata mea, de felul cum procesează lucrurile, de felul în care își trăiește viața, felul în care își educă copilul. Este unul dintre cei mai cultivați oameni, fără să fi avut eu un aport fățiș. Probabil că pentru că toți pereții erau plini de cărți sau că vorbeam despre asta sau că cine știe, sau prietenii sau nu știu de la ce, dar acum dacă vreau să am nevoie de ceva, nu mă uit pe net, o întreb pe ea. Simțiți că recuperați poate ce n-ați avut cu ea, cu nepoata dumneavoastră? Pentru că știu că dumneavoastră spuneți așa, că aveți mulți idoli și îi schimbați, dar cel mai recent idol este nepoata dumneavoastră, Katinka, nu? Katinka, da. Eu sunt o persoană fluctuantă. Eu n-aș putea să spun că m-aș jigni să spun că obosesc în sentimente, dar sting luminile din când în când și le aprind în altă parte. De multe ori, acum nepoata mea este nici cal, nici câine, nici ogar, știi? Adică crește și nu-i nici copil, nici adolescent și este durerile astea ale adolescenței și pe tine te dor și mai tare. Dar cât a fost, am crescut-o eu până la 6 ani și din când în când îi spuneam, aș vrea să știi că m-ai făcut nespus de fericită. Totul era o fericire până la 6 ani. Până când a intrat în lume, până când s-a dus la școală, până când au început suferințele, până când... Așa e viața. Așa e viața. Cât de mult v-a ajutat sau cât de mult v-a încurcat vocea asta a dumneavoastră caldă, cântată, dulce? Dacă mă întrebați când vă aud, am senzația că aud un copil bun care se joacă foarte mult, se alintă. Da, e un pic alintată, pentru că așa vorbesc moldovenii. Pe urmă am fost alintată în institut, în orice caz. Adică le plăcea că vorbeam așa și atunci am lăsat. Pe urmă m-am dus la Iași și când am auzit o actriță vorbind în Richard al III-lea moldovenește, din clipa aceea n-am mai vorbit. Vocea e cea care... E recunoscută și acum, pentru că nu prea s-a schimbat. S-a schimbat, dar nu foarte tare. Acum nu mai arăt bine, dar vocea a rămas asta. Și atunci mă recunoaște lumea după voce. Nu vocea mi-a făcut probleme. Nu, pe parcurs am avut probleme din cauza alintului, poate, dar nu era numai în voce. Și de ce spuneți că v-a făcut probleme? De pildă, nu știau că pot juca altceva. Am scris la un moment dat un scenariu și m-am dus cu el la radio, era vorba, povestea Elisabeth Irisea, și
am tot încercat. Am scris un scenariu frumos și am tot încercat și n-am reușit nicăieri și am vorbit cu Romulus Rusan, prietenul meu, o căutam pe Brandiana, n-am găsit-o și l-am găsit pe el și i-am spus, uite, nu reușesc. E o moștenire foarte bună care mi-a rămas de la el. Trebuie să te duci până la capăt și să reușești. Pentru că de asta ai intrat pe drumul ăsta și nu aștepta să te primească cineva cu tobe și cu trompete. Trebuie să te lupți pentru asta. Și în ziua aceea m-am dus la radio și i-am citit-o directorului postului cultural, Attila Wiesauer, și l-am rugat să mă lase să-i citesc. Era o chestie sinucigașă. Și am citit și i-a plăcut foarte mult. Și după aceea el a zis, hai să vedem ce actriță găsim. Și eu am spus, eu mi-am scris o mie. Nu. I-am povestit, am spus, mi-am scris o mie și atunci am spus să-i citesc. Și după ce am citit, n-a mai fost nicio discuție. Și ăla este un rol care m-a scos din rolurile pe care le jucam și vârsta n-a mai avut putere asupra mea ca actriță. Și am putut să, și atunci am jucat Anița Nandriș, 20 de ani de Siberia, dacă nu era Elisabeta Rizea, eu toate rolurile astea nu le-aș fi primit. Nu le-aș fi primit. Pe urmă l-am întâlnit pe Afrim, pe Radu Afrim, care știu eu ce a găsit el, ce a văzut el în mine, pentru că toate defectele mele pe care le-am avut pe parcursul meseriei, la el au fost calități. El le-a văzut în altă lumină, toate defectele mele erau calități. Și știu că lucru cu el e foarte îngrozitor de greu, stresant și dureros. Și atunci am avut o izbucnire și am spus, nu ții la mine deloc, nu contez pentru tine, mă rog, ce poate să spui o actriță când se... Și mi-aduc aminte de uimirea lui, eu pentru că aveam în spectacol niște momente, cred că a fost, aveam și cel mai, era în câtă speranță, cel mai bun rol pe care l-am făcut eu, pentru că eu sunt o actriță vivace, eu sunt o actriță care se mișcă mult, sunt o actriță care dă din mâini, sunt o actriță care nu poate sta locului. Ori aici, în rolul ăsta, nici ochii n-aveam voie să-i mișc. Aveam și mâinile legate și... Ce provocare! Da, da, da. Și, într-adevăr, ăla a ieșit tare frumos. Ar mai fi atât de multe de povestit. Din păcate, timpul este limitat, suntem la finalul emisiunii, da. Dar vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit, pentru că am stat de vorbă, pentru că am povestit despre viața dumneavoastră și despre cariera. Mi-a făcut mare plăcere. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Rămâneți cu noi!